Bună seara, bine v-am regăsit la Fotbal Show. CFR remizează la Galați, un meci foarte bun, cu un ritm foarte bun și cu două echipe care nu au căutat doar un rezultat de egalitate. Foarte frumoasă și atitudinea Oțelului, foarte frumos meciul în general, revenirea CFR-ului, dar penaltiul lui Muhar din minutul 98, nu? Sau mă rog, penaltiul a fost executat în minutul 98, aduce acest 2-2 care nu neapărat că ajută foarte mult, ba chiar încurcă, având în vedere că sunt convins că ambele echipe consideră că ar fi trebuit să câștige această confruntare. Vom discuta ce s-a întâmplat în această partidă, ce s-a întâmplat de fapt în cele trei partide de astăzi, aici la noi în platou, la Fotbal Show. Răzvan Pleșca, Cătălin Berindean alături de mine. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara! Meci bun și am vrea să vedem mai des așa ceva, mai ales când nu a existat nicio secundă o echipă favorită, o echipă care să domine și au împărțit, să zicem, cele două echipe momentele de dominare. Parcă un plus, nu, pentru Oțelul, Răzvan? Oțelul a venit cu un entuziasm și CFR a venit cu maturitate, așa cum era normal, dar un meci excelent. Aș îndrăzni chiar să laud și prestația arbitrului în această seară. Deci toți sunt de lăudat. Dacă tot criticăm de fiecare dată, hai să și lăudăm când e cazul. Mai ales la ce haos a fost arbitrajul la noi. Astăzi, da, într-adevăr, a fost cel puțin decent. Cel puțin. Da, dar legat de arbitru, Răzvan ar spune ceva. Mie mi s-a părut că atitudinea lui Chivulete pro-CFR s-a schimbat în ultimele 20 de minute după ce cred că Taxidis și Deag l-au înjurat la cartonașele galbene sau... S-au certat. Ceva a fost acolo, păi pentru că... Cătălin, pe ce trebuie să te înjure cineva ca să arbitrezi corect? Mie așa mi s-a părut că după ce le-a arătat cartonașul galben lui Taxidis și lui Dea, Chivulete și-a schimbat atitudinea, care până atunci era ușor pro-CFR, a devenit foarte echidistant și așa mi s-a părut. Oricum, a fost un meci în care nu a mai fost arbitru actorul principal, exact. Au fost jucătorii. Asta am remarcat și eu, că... A fost un arbitraj care a ajutat jocul astăzi, nu l-am... Da, dar a fost, dacă îți aduci aminte, faza aia când Sava iese și respinge mingea și el dă fault. Perfect n-a fost, dar eu mă așteptam să fie mai rău. Da, felicitări celor două echipe, felicitări și lui Andrei Chivulete. Am vrea, spuneam, să vedem mai des un astfel de meci. Haideți să mergem la declarații, apoi discutăm puțin și pe faze. Nu au fost faze controversate, penaltiurile clare, nu? Da. Totul în regulă. Da. Filip Otele, omul meciului, îl ascultăm. Hello, congrats, you are felicitări, pentru că ești omul meciului, ai înscris și ai dat și o pasă din care a ieșit acel penalty. Cum a fost pentru voi astăzi doar un punct? Bună seara, mulțumesc. A fost frustrant acest rezultat, pentru că am venit aici să câștigăm, să luăm cele trei puncte, dar din nefericire n-am reușit acest lucru. Suntem dezamăgiți. Cum a fost prima repriză? N-ați fost foarte prezenți pe teren. Golul egalizator, golul tău a adus egalitatea și astfel ați reușit cumva să reveniți în repriza secundă. Pentru mine sau pentru echipă? Da, într-adevăr, n-am început jocul bine, dar ne-am concentrat mai bine, ne-am revenit și în repriza secundă am fost mai buni. You were out when they gave the penalty for Oțelu. Era afară când Oțelul a avut penalty. Cum ai simțit? Nu prea am văzut. Am văzut doar jucătorilor când a căzut. Trebuie să mă mai uit. A fost ghinion. Cum te-ai simțit când ai văzut că aveai șansa să câștigă, aveai șansa să câștigați, cam și cu Petrolul a fost la fel. Ca fotbalist, ca fan, e greu să primești gol în ultima secundă. Și momentul în care a venit a fost foarte greu. Cum vezi ultimele meciuri din sezonul regulat, trebuie să fim pozitivi. Avem două meciuri și trebuie să dăm tot cu aceeași tendință de a câștiga, cu o mentalitate bună. Vom încerca să câștigăm, e fotbal. Da, l-am ascultat pe Filip Otele. Haideți să discutăm puțin și pe faze.
mai întâi și mai întâi, prima fază frumoasă a meciului, golul lui Alex Pop. Un gol superb, din lovitură liberă. Nu multă lume se încumete să execute așa cum a făcut-o Alex Pop. Sunt convins că exersează, adică n-a fost ceva așa instinctiv. Mie mi se pare unul dintre cele mai frumoase goluri, din, cel puțin din a doua parte a acestui campionat. Cătălin, un jucător de care, cedat, de care s-a descos folosit un Cluj, asta voiam să spun Cluj, și eu. Cedat la Unirea Deși, răspicat, da. De care Ucluș a bătut joc. La fel a promovat oțelul cu el. La fel cum și-a bătut joc de mulți alți, cum și-a bătut joc de Dican, să spunem, care acum e capitan la FC Botoșani. Nu a promovat oțelul, a fost la Unirea Deși. A fost la Unirea Deși. A jucat baraj de promovare, să nu uităm. Unirea Deși a fost revelația din Liga S. Și mi se pare că a dat vreo 7-8 goluri într-un retur. Acolo l-a remarcat Dorinel Munteanu, pentru că s-au luptat în campionat. Și vezi un antrenor care are ochi și care n-are niciun alt interes colateral fotbalului, nu? Din păcate se pare că se întâmplă la Ucluj. Arată că un jucător aruncat ca o măsea stricată de Ucluj, iată, la oțelul marchează, cred că e al 12-lea gol din sezonul ăsta, nu? Da, o să verificăm imediat. Haideți să mai mergem o dată la declarații, îl ascultăm și pe Ciprian Deac. Bună seara, Ciprian. Care sunt concluziile după acest punct? Câștigat sau două pierdute la Galați? Cum considerați? Bună seara. Ținând cont că am fost egalați în minutul 90, e clar că am pierdut două puncte. Da, cred că a fost un joc de luptă. După cum știți, Galați o echipă agresivă. O echipă care nu te lasă să joci. Sunt foarte agresivi, foarte puternici în duelele 1-1 și s-a văzut și în această seară că am avut un meci foarte greu. O primă repriză ciudată pentru voi. Nu ați reușit să vă creați ocazii. Ce s-a întâmplat în această primă parte? În a doua repriză ați reușit, mai ales după ce ați reușit să și marcați în finalul primei părți. Da, într-adevăr, n-am făcut o primă repriză reușit, am suferit, v-am spus, cred că în prima repriză ei au fost mai agresivi, au fost primi la minge și au și reușit să deschidă scorul. După care am reușit și noi, chiar înainte de pauză, să revenim și ne-a dat încredere. După cum s-a văzut a doua repriză, am intrat mult mai bine, am încercat să dăm golul 2, am reușit, dar din păcate am pierdut 2 puncte. La experiența pe care o ai, te mai așteptai să se mai întâmple ceva după ce ați marcat voi din penalti? Am văzut foarte mult în fotbal și... Da, e clar că o echipă matură nu trebuie să primească gol în ultimele minute, dar ăsta e fotbalul. Toți greșim. Cred că acolo a fost o greșeală colectivă. Nu doar Muhar că a făcut penalti, trebuia să rupem jocul mai repede și să nu se ajungă până în care. Da, părea foarte sigur că nu e penalti Muhar acolo, n-a fost să fie așa. Spune-mi de tine, tu vei fi suspendat în partida următoare. Cum se văd lucrurile în această ultimă parte a sezonului, ultimele două meciuri? Da, într-adevăr, voi fi suspendat pentru următorul meci. După cum știți, sunt mulți jucători la CFR. Suntem 30 de jucători și nu are nimeni locul de titular asigurat. Eu cred că cine va intra nu se va simți lipsa mea și toți jucătorii care vor juca vor da 100%. Cum ați văzut, s-a făcut și schimbări, nu a fost același 11 de când a venit Adi Motu. S-au mai rulat jucători pentru că avem un lot numeros și suntem jucători de valoare. E clar că mai sunt meciuri, mai este și acest play-off ce urmează, însă cam cum sunt șansele în acest moment? S-au mai recuperat distanțe, într-adevăr, dar tu cum le vezi în momentul ăsta pentru voi la titlu? Da, se vor înjumătăți punctele și vom vedea. Eu cred că dacă vom fi mult mai concentrați, mult mai atenți, nu cred că avem valoarea să ne batem până în ultimele meciuri la campionat. Îți mulțumim tare mult. Seară frumoasă. Da, l-am ascultat pe Ciprian Deac. Răzvan, ce crezi că i-ar lipsi CFR-ului astăzi? Pentru că în anumite momente a apărut că este chiar sufocată de oțelul. Adică, finuțe declarațiile de până acum, au recunoscut cei de la CFR că în prima repriză n-au jucat bine, dar eu cred că și în a doua au avut momente în care
Oțelul. Oțelul a jucat neașteptat de bine și neașteptat de ofensiv, cel puțin din punctul meu de vedere. Sunt convins că Dorinel Munteanu s-a așteptat la asta, dar noi nu. Nu pot să spui că CFR a făcut un meci slab. Niciodată nu e o deplasare ușoară la Galați, de când este antrenată de Dorinel Munteanu. Nu cred că vreo echipă, dacă a câștigat, a câștigat ușor la Galați. Și eu chiar cred că e un punct obținut de adică CFR. Adică tu spui nu neapărat că a jucat CFR slab în seara asta, ci mai degrabă că a jucat Oțelul bine, nu? În general, la ce rezultate a avut Oțelul, au învins și FCSB în deplasare, adică nu pot spui că obțin rezultate foarte bune doar pentru că joacă celelalte echipe slab. Asta e Oțelul și cumva era nedrept. Mi-ar fi părut rău să piardă Oțelul meciul ăsta, pentru că meritau măcar un egal. Cumva așa fotbalul a făcut dreptate pe final. Știi cum e cu Oțelul, cum zicea Guardiola de Atalanta, adică să joci împotriva lor e ca o vizită la dentist. Da, și cred că nu numai CFR a simțit-o, au simțit-o mulți în acest sezon. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, bineînțeles mai avem și alte declarații și apoi vom analiza puțin și celelalte partide așa pe final, în ultima parte, care s-au disputat astăzi. Rămâneți cu noi, revenim. Am revenit la Fotbal Show, mergem însă din nou la Galați, îl ascultăm pe Adrian Mutu. Bun găsit! Hai să începem cu ce s-a întâmplat în această seară, cum s-a văzut de pe banc. Am un meci de luptă, exact cum spuneam și cum anticipam la început acestui meci. Un meci muncit. Da, plecăm de aici cu un punct, cred că am pierdut două puncte. O lipsă de gestionare mai bună a ultimelor minute după ce am dat gol din penalti. Ce le-ați spus la pauză? Pentru că a fost cumva o schimbare atât de atitudine cât și ca intensitate de joc pentru echipa dumneavoastră în repriza a doua. E vorba de ce le-am spus. Întotdeauna când vii pe un teren care e un teren greu și mă refer la o echipă care muncește, o echipă agresivă, mai ales acasă, a fost o primă repriză de luptă. N-a fost un joc frumos din partea ambelor echipe. A fost așa un joc în pomice lungă, pe multe dueluri la mijlocul terenului. Iar după aceea, încet, bineînțeles că s-au lungit puțin echipele și s-au lungit puțin și ei și am găsit spațiu și am început să jucăm. Spuneți la început că poate face diferența calitatea jucătorilor dumneavoastră, însă Oțelul vine cu un jucător, Alex Pop, ce era și golgheter, ce prinde un șut fantastic. Cum vi s-a părut? Un gol foarte frumos. L-am și aplaudat pentru că a fost un gol foarte frumos. Cum se vede lupta? Mai sunt două meciuri din sezonul regular. Cumva pierdeți din distanță. Deocamdată FCSB-ul n-a jucat, e adevărat, însă cum se vede? Cum se vede? Cum era și înainte. Practic, spuneam, e o prima șansă pentru că sunt la multe puncte distanță. Noi încercăm să intrăm cu cât mai multe puncte posibile în play-off și vom vedea. Nu stau să mă gândesc la ei, ci la noi și la luăm cu meci, așa cum am spus tot timpul. Încercăm să ne câștigăm meciul nostru. În păcate, în seara asta n-am reușit, plecăm de aici cu un punct. Asta este, avem peste 3 zile al meci și mergem la Constanța să câștigăm. Supărat un pic pe Sava la acel gol luat de la Pop sau credeți că era imparabil? El ne-a spus că el crede că a greșit acolo un pic, a anticipat un pic greșit. A fost un gol frumos, nu sunt supărat pe Sava, sunt mai supărat pe cum am gestionat ultimele minute după golul 2 al nostru. Eu cred că mingea nu trebuia să ajungă în careu acolo la Carlo, la faul, ci trebuia blocat mult mai mult pentru că aveam superioritate în acel moment și trebuia gestionat mult mai bine acel moment. Muhar putea să facă altceva la acea fază. El părea după acea fază că spune nu e penalti, era atât de sigur pe el, însă s-a dat lovitură de pedapsă până la urmă. Putea să reacționeze altfel? Eu, cum ți-am spus, cred că mingea nu trebuia să ajungă acolo. Trebuia gestionat momentul dinaintea pasei mult mai bine, pentru că aveam superioritate. Eram 3 contra 1 versus 1 și a reușit să centreze între 3 jucători ai noștri. Acolo trebuia să blocat centrarea și nu să mai ajunge la acel moment. Să vorbim și de jucătorul care a fost omul meciului, Otele. Gol pe fază acolo, la respingere și apoi pasă pe culoar pentru Berligea, care obține penalti. Cât de important este Otele în angrenajul CFR-ului? Da. Otele, când e în formă, e aproape imposibil de oprit. Mă bucur că a reușit să dea gol, dar, cum am spus, din păcate nu ne-a ajutat prea mult astăzi, pentru că plecăm doar cu un punct de aici. Din nou,
veți încerca să mai schimbați intermediar, iar... Sunt trei zile într-o săptămână, deci, cum spuneam, sunt meciuri cu intensitate și la Constanța ne așteaptă un meci foarte greu. Deci, bineînțeles că vor fi schimbări. Cred că toate echipele vor face schimbări. Mulțumim tare mult! Da, l-am ascultat pe Adrian Mutu. Cătălin, o întrebare directă și un răspuns direct. Mă uitam puțin la cum a început CFR cu Mandorlini. Mutu pierde deja cât? 2 puncte astăzi și cu 3 puncte cu Rapid în câte meciuri? 5 meciuri, nu? Sau cât are? 5 da, sau 6? 5 meciuri. Nu, meciuri. Cred că 6 sunt. Cred că 6 cu 6 meciuri. Da. Mă uit puțin. Cred că CFR a pierdut mai puține puncte, sper să nu mă înșel, când a început sezonul cu Mandorlini, antrenor nou, lot nou, ți se pare, iată și clasamentul, o să revin imediat la întrebarea mea, CFR trece temporar pe locul 2 până la cel puțin meciul Rapidului cu UTA. Cătălin, progres sau regres față de primele 6-7 meciuri ale CFR-ului, atenție, în condițiile în care jucau și în cupele europene atunci. Da, CFR-ul la începutul acestui campionat, în vară, cu Mandolini, juca un fotbal mult mai frumos, mai plăcut, mai combinativ, mai direct. Pe de altă parte, Mutu cam așa joacă echipele lui. Aduceți-vă aminte că peste tot pe unde a fost... N-a reușit, echipele n-au avut viteză de joc, n-au avut intensitate. Pe de altă parte, eu aș scoate în evidență astăzi și ceea ce a făcut Oțelul, pentru că, uitați-vă, toate meciurile Oțelului sunt spectaculoase, majoritatea. De ce? Pentru că ies la joc. Nu, au intensitate. Noi nu prea vedem în România echipe care să aibă intensitate. Asta e o problemă a echipelor de fotbal din România. Galațu are intensitate, începe și Dinamo să aibă intensitate. Iașu, iarăși, e o echipă care are intensitate. Ar trebui ca FCSB-ul, sigur, și ei au în multe momente, ar trebui cât mai mulți antrenori din România să încerce să dea echipelor această intensitate care pe noi ne trage în jos. Dar știi ce înseamnă asta, în primul rând? Sigur, pregătire fizică, pregătire fizică și știu că nu e ușor. Și nu e ușor pentru antrenori, în primul rând, să-i capaciteze pe jucători. Mă uit la Sabău. Sabău, anul trecut, cu un lot mult mai slab, echipa juca cu acea intensitate. Vă aduceți aminte? Iată, acum cu un lot mult mai bun, o lălăie. Echipa e lentă, dezlânată, nu mai pot să-și creeze ocazii de gol. Da, Cătălin, hai să mai ascultăm o declarație. Îl ascultăm și pe Alex Poc, tocmai ce vorbeam despre el mai devreme. Bun găsit! Felicitări pentru un gol senzațional și cu asta aș începe. Cum a fost azi și cum a fost cu execuția ta? Mulțumesc! Da, un gol... Un șut care ți intră odată la 100 de execuții. Mă bucur foarte mult că a intrat. A fost, cum ai spus, un gol foarte frumos. Important e că n-am pierdut până la urmă, pentru că puteam să pierdem. Aveam avut joc în mână. Și cred eu că chiar meritam mai mult în seara asta, pentru că, mai ales prima repriză, nu știu dacă au ajuns de 2 ori la poartă, ne-au dat gol la prima fază fixă, primul corner. Dar ce a fost acolo? Că tu ai fost acolo la vară. Fost acolo, da. Fost un corner, o minge respinsă și un șut deviat. N-am mai putut să o resping. M-a lovit mingea în picior și a sărit direct la un metru la jucătorul lor. Și asta a fost. Frustrant așa după evoluția asta, că n-ați reușit mai mult, totuși întâlneați CFR-ul. Ce ar fi însemnat o victorie împotriva CFR-ului pentru voi? Da, e frustrant pentru că și acum, și cu Farul, nu le dăm ocazii, nu le dăm oportunitatea să ajungă la poartă, să-și creeze ocazii, să dea șuturi pe poartă. Și aia, cred că au avut 2 șuturi pe poartă, nu vreau să greșesc, la cald, asta cred. E frustrant, îți dai seama că pierdem puncte, meciuri pe care le avem în mână și dacă stai să le aduni, câte puncte am fi putut câștiga cu... golurile astea, cu meciurile astea stupide pe care le-am pierdut sau am făcut egal, eram acolo, mai sus, chiar unde ne-am fi propus. Vreau să mai rămân un pic la gol, că nu putem să trecem așa cu vederea. Spunea Sava că ai prins șutul vieții azi. Cum am spus, un șut odată la o execuție, odată la 100 de șuturi. Da, vreau să te întreb, te-ai uitat la România-Argentina? Acolo Ilie Dumitrescu a reușit un
o execuție de genul acesta. Da, am auzit că au fost comparate golurile. Ce să zic, mă bucur. Ca fotbalist te bucur foarte mult când ești comparat cu astfel de nume din fotbalul românesc. Mă bucur că a intrat și am adus un punct. Două puncte cu Farul și CFR, două echipe importante ce sunt în acest moment în play-off, încredere pentru viitor, pentru meciurile ce urmează? Bineînțeles, am avut încredere tot timpul și chiar și în urma meciului cu Dinamo, ca să zic așa, când jocul a lăsat de dorit, poate se întâmplă să mai ai și meciuri mai proaste într-un campionat întreg. Dar noi ne batem de la egal la egal cu oricine, am arătat-o asta tot campionatul și putem să-i batem pe oricine. A apucat Dorin Elbunteanu să-ți transmită ceva după golul ăsta? Nu știu, n-am apucat, când am ajuns în vestiar era deja gata ședința, că am rămas la poze cu copiii pe teren și n-am reușit. Crezi că e mândru totuși de reușita ta și de acest rezultat împotriva CFR-ului? Sper că da și cred că și el își dorea mai mult în seara asta, nu știu dacă e 100% mândru. Cred că ne-a felicitat pentru atitudine și pentru că am luptat până la capăt, că am crezut până la capăt, dar cred că toată lumea e conștientă că putea mai mult în seara asta. Mulțumim tare mult! Seara bună! Da, Alex Pop e culmea, născut la Buenos Aires. Într-adevăr, părinții lui sunt clujeni, dar el e născut la Buenos Aires numai că e în 2000, e la 6 ani după mondialul ăla. Răzvan, vreau să te întreb, apropo, că s-a tot discutat și de golul ăsta și seamănă, într-adevăr, cu cel al lui Ilie Dumitrescu de la Mondial. Am să-i rog pe colegii mei să ne mai dea o dată lovitura liberă a lui Alex Pop și să-mi spui, pentru că Răzvan Sava a spus că el consideră că a greșit, și vreau să-mi spui dacă ești de acord și cu ce a greșit. Adică... Bun, acum la orice gol putem să spunem, dacă nu e din penalti, că portarul, dacă... Da, nici păi nu, dar a recunoscut și el, adică... Da, fă-mă să înțeleg aici cu ce a greșit el. Poziționarea? Sau ce? El nu cred că s-a așteptat la un șut direct, pentru că are o reacție târzie. De ieșire pe centrare, nu? Da. S-a așteptat la o centrare. Abia după ce mingea trece de primul grup de jucători, el își dă seama că e un șut pe poartă și după aia e greu să intervină, dar din nou, 99% e execuția. Și mai e un lucru, nu se vede tot timpul la televizor, dar și la Ovidiu, și la Galați, uneori bate vântul. Nu așa în mod evident, dar suficient cât să influențeze o astfel de execuție, că și Masiel etapa trecută, golul la superb, cred eu că a fost și cu ajutorul vântului și cred că și aici puțin avea vântul în spate și l-a ajutat pe Alex Pop. Și aș vrea să te uiți puțin și la, și am să rog din nou pe colegii mei, la penaltiul CFR-ului, pentru că noi am avut o discuție aici, când Brige este agățat acolo, să te întreb dacă cumva și Pap ar fi putut să facă un pas mai în față. Eu aici e doar o întrebare de-a mea, e o curiozitate de-a mea. Adică mă gândesc că Ghiocel n-ar mai fi făcut acest penalti dacă Pap închidea mai repede. Doar presupun, tu nu, ești expertul. Nu, e normal, dar uite, pasa lui Otele, nu poți spui că e una în adâncime, e la picior și după aia Birligea controlează mingea foarte bine, n-are niciun moment în care să spui că își face preluarea mai lungă, astfel ca portarul să intervină. Aici o greșeală a fundașului. Știu de când am lucrat cu antrenorii italieni, cu Zenga, cu Bergodi, iau o vorbă, non și volare. Adică, fără alunecări. E cumva interzis să faci alunecări, pentru că asta se întâmplă. Dar, sigur, vorbim de un jucător care nu are o... de Ghiocel, care nu are o experiență foarte mare la nivelul primei ligi. Mergem din nou la Galați. Îl ascultăm și pe cel care a stat pe bancă astăzi în locul lui Dorin Elbunteanu. Secundul său, Dorin Toma, să-l ascultăm. Bun găsit! Concluzii după acest egal. Interesant deznodământ al lucrurilor astăzi. Așa cum v-am spus și la Flash interviu înaintea jocului, astăzi nu se va vedea lipsa niciunui jucător. Avem un lot competitiv, am spus și numeric și valoric și astăzi s-a văzut acest lucru. Oricare jucător intră, joacă și demonstrează că merită să fie în primii 11. Am controlat jocul, am dominat jocul după părerea noastră, la fel cu puțină șansă puteam să câștigăm cele 3 puncte, la fel cum a fost la Farul, dar până la urmă este bine că reușim și un punct. Dar păcat pentru munca pe care am făcut astăzi și jocul pe care l-am prestat. Mă uitam așa pe foaie că tot mi-ați ridicat mingea la fileu. Sunt câțiva jucători care s-au fost și în Liga a treia la Oțelul din titularii de astăzi, dacă nu mă înșeală pe mine. Deci cel mai important este Cisotti care a fost okay, în Liga a treia și capitanul echipei. Și capitanul echipei, nu doar el. În fine,
Cum a fost? O primă repriză în care ați reușit cumva să anihilați orice șansă a CFR-ului, totuși vine acel gol la o fază fixă, 1-1. Cum ați simțit dumneavoastră prima repriză și cum de nu le-ați dat șanse CFR-ului să se apropie prea mult? După ceea ce am pregătit, ceea ce a pregătit, mister, să luăm, să facem presiune, acest lucru s-a văzut în teren. Din păcate, acea fază fixă, la ultima, înainte de ultimul fluier, la pauză, am fost, cred că, puțin relaxați, ne-am pierdut marcajul, dar, așa cum am spus, la pauză a fost un moment în care am concentrat, ne-am concentrat mai bine, am gestionat lucrurile care s-au făcut greșit mult mai bine în partea a doua și astăzi CFR-ul, cu tot respectul, a dat două goluri din două faze fixe. Alex Pop, ce execuție! Cum ați văzut-o dumneavoastră de acolo, de pe bancă? Dă des la antrenamente astfel de goluri? Da, bineînțeles. Rămâne după antrenamente, execută, a fost desemnat să bată acea lovitură și noi, ca și CFR-ul, tot din două faze fixe, da. A fost jocul, dar am avut multe ocazii de marcare, dar din păcate nu le-am concretizat. Cum mai e Dorinel Munteanu și ce a transmis după meciul ăsta? Bineînțeles, este pe o parte mulțumit că nu s-a pierdut jocul, dar am pierdut două puncte astăzi în jocul cu CFR. Asta este părerea noastră, părerea lui Dorinel și la fel o împărtășesc și eu, pentru că am dominat jocul, am dominat o echipă puternică a campionatului care se bate, bineînțeles, la campionat. Cum se văd ultimele două jocuri din sezonul regular? Primul joc este cel mai important, cel cu Hermannstadt, în care la fel vom da totul, vor veni și ceilalți jucători care au lipsit astăzi. Vom merge la Sibiu, ne jucăm șansa și să câștigăm toate cele trei puncte. Dorinel, când va reveni lângă echipă? Este mai bine, ne dorim cât de repede, chiar de mâine, să revină lângă echipă. Am mai avut contacte cu noi zilele trecute și sigur va reveni și va fi pe bancă, bineînțeles. Mulțumim tare mult! O seară bună, revedere! Da, revenim la noi în platou. Cătălin, am observat la CFR faptul că jucătorii nu au neapărat o relație de joc. Adică au fost anumite momente în care păreau că nu se înțeleg. Să ne înțelegem, nu vorbesc doar de CFR, vorbesc în general. Dar în seara asta am văzut la CFR. De multe ori și la Craiova, de exemplu, la aseară, pot să dau inclusiv, poate Hermannstadt ar fi o excepție, dacă stau bine și mă gândesc. La noi în campionat, pentru că ai spus tu că lipsește intensitate, eu aș spune că mai lipsește ceva. Relația de joc, automatismele. Adică nu vezi foarte des, cel puțin, sau cât de des ar trebui, relațiile astea de joc. Adică jucătorii să dea fără să se uite, să știe că e acolo. Că din nou vorbim de Argentina. Păi când a venit Selimeș și cu Dorinel Munteanu, chiar la lovitura liberă, o bătută de Ilie Dumitrescu, a dat acolo, toată lumea a dat fără să se uite. Apropo de relație de joc. Da, aș începe un pic invers, că ai pomenit de Argentina. Chiar selecționerul național Argentinei, Scaloni, vorbea astăzi despre faptul că nu mai există aceste relații de joc și că jucătorii nu-și mai asumă atât de multe lucruri, mai ales nu-și asumă dribbling-ul. Sunt tot mai puțini jucători cu personalitate, sunt tot mai puțini jucători care driblează. Fotbalul își pierde din spectaculozitate, din frumusețe. Tot zilele astea e o discuție legată de tenisul de câmp, că și acolo am ajuns într-o epocă în care toți jucătorii lovesc mingea, e un concurs care jucător lovește mingea mai tare, știi? Nu mai folosește nimeni reverul, da. Nu? Da, bine, dincolo de rever. Numai multe procedee din trecut spectaculoase nu se mai folosesc. Sportul, și nu doar fotbalul și tenisul, sportul în general își pierde din spectaculozitate. Și eu cred că trebuie să tragem un semnal de alarmă, pentru că ne interesează doar banul, ne interesează doar să vindem jucători, să transferăm jucători, ne interesează lucruri care n-au nicio legătură cu... Și uităm, vorbea Răzvan în pauză de ceea ce s-a întâmplat în Champions League săptămâna trecută. Și acolo, meciuri urâte, meciuri lipsite, ăsta e motivul. Prea repede pleacă jucătorii de la o echipă la alta, nu ai timp ca antrenor să creezi relații de joc. Și mai ales la noi. Și mai ales, exact. Nu numai la, uite-te, că și la case mai mari se întâmplă același lucru și e o problemă pe care eu zic că încet, încet publicul va fi îndepărtat din stadioane dacă vom continua să nu ne intereseze spectacolul.
Corect. Și eu cred că trebuie să fie o cotitură undeva în paradigma asta a sportului și să ne întoarcem un pic, să nu mai punem banul pe primul plan, să punem spectacolul. Niciodată nu o să întâmple asta. Eu sper că se va întâmpla. Nu cred că există dacă mai mult publicul... de 10 jucători în Liga 1 în momentul de față care să aibă contract mai mare de un an, un an și jumătate. Eu nu cred. Mădălin, apropo de ce spui tu. Dacă publicul va goli stadioanele în semn de protest, eu cred că vor fi obligați. Adu-ți aminte ce s-a întâmplat în Italia acum 15 ani. Da? Când s-au golit stadioanele și a trebuit federația să schimbe strategia. Da. Eu zic că și noi la nivel de România ar trebui să facem ceva în sensul ăsta. Hai să mergem să mai ascultăm o declarație, să-l ascultăm și pe portarul CFR-ului Răzvan Sava. Bun găsit! Cum s-a văzut meciul din teren în această seară? Înscrieți de 2-1 și luați gol din penalti la final. Cum ai văzut tu? Bună seara! Clar este un rezultat greu de digerat. Ne doare că am făcut egal, că am pierdut punctele aici, dar într-un fel e ok că am făcut și că am luat măcar un punct din... Intervenții importante pentru tine, mai ales în prima parte a jocului, însă vreau să ne explici un pic la faza golului. Cum ai văzut-o acea minge, acea traiectorie mici? Cu siguranță prin șutul vieții, primul rând, și în al doilea rând am greșit, cu siguranță am greșit, eu știu că am greșit, îmi asum responsabilitatea. Puteam face mai multe, dar din greșeli învățăm. Ai văzut târziu sau ai anticipat greșit? Cum ai... Am anticipat. Un punct, un singur punct astăzi, mai sunt două meciuri din sezonul ce stă să se încheie, sezonul regular. Cum se vede lupta asta, goana asta de a ajunge până pe prima poziție? Noi avem mult încredere în noi, adică ne susținem fiecare zi, știm că putem face chiar mai multe, avem multe șanse, ne dorim foarte mult să câștigăm fiecare meci și rămâne de văzut ce se întâmplă. La pauză a fost agitată atmosfera în vestiar pentru că a fost o primă repriză mai slabă din partea voastră. Clar, ne-a convenit să luăm golul acela, să intrăm, voiam să intrăm la vestiar cu un gol în plus noi. Da, ați reușit însă să egalați și a doua parte a mers mai bine până spre final. Tu cum ai văzut faza penaltiului? Nu știu dacă a fost penalti, chiar nu vreau să mă exprim. Arbitrajul a fost ok, nu vreau să mă exprim. Tu personal, ca obiectiv în acest sezon, vrei să închei în fanfar, poate să fii la Euro? Cu siguranță. Este unul dintre obiectivele mele. Chiar îmi doresc asta, dar pas cu pas. Îți mulțumim tare mult. Mulțumesc. Mi-e place discursul lui Răzvan Sava, un băiat educat, un băiat care vorbește frumos. Băiat inteligent. Și un portar de mare, mare viitor, cu toate că astăzi a greșit. Cătălin, hai că mai avem puțin din emisiune, vreau să-ți arăt ceva. Știu că n-ai văzut meciul. A fost cu scandal. La primul meci al zilei, FCU Craiova Poliaș, n-a venit să vedem însă prea multe. Să îi rog pe colegii mei să ne dea direct golul anulat. Sau mă rog, da, anulat, am zis bine. Aici offside, da? O să vezi imediat. Te lasă, mai ales că tu aici la noi, în platou, ești cel mai aproape de zonă. Ia fi atent. Asta voiam să văd. Te rog frumos să comentezi fără să spun eu, să fac vreo întrebare. Ce ți se pare ție anormal la... Nu e offside, în primul rând. În primul rând că nu e offside. Nu e offside, da. În al doilea rând, trec liniile alea prin ambii jucători. Răzvan, deci... trebuie ochelari, poți să te duci mai aproape. Nu, dar linia albastră ce ar trebui să fie? Că nu, chiar nu... Păi linia albastră ar trebui să fie jucătorul Cadiu. Poziția fundașului, da. Da. Și unde? Și linia roșie ar trebui să fie limita cea mai din față, cum zic eu, punctul cel mai avansat al atac al jucătorului care atac, al lui Martac. Bine, în primul rând că Martac face o mare prostie și continuă faza, că dacă nu continua, bine, pe de altă parte nu mai era gol. Da. Da. Cătălin, te rog. Unde naiba e offside-ul ăsta aici? Adică nu poți să-ți dai seama că e sau nu. Mie mi se pare că nu e. Nu e. Călcâiul lui Martac e mai încoace, mai în stânga decât... Călcâiul lui... Cine e acolo? La Cura sau cine e acolo? Nu știu, nu pot să-mi dau seama acum.
Mascarenias, mă rog. Sau Mascarenias, da. Da, Mascarenias, cred că e. Dar linia albastră ar trebui să fie la piciorul drept al fundașului. Da, deci linia albastră ar trebui să fie pe călcâiul jucătorului de la Craiova. Craiova, da, 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 exact, exact. Și linia roșie ar trebui să fie... nu știu cum ar trebui să fie. Dar nu e offside, Cătălina a văzut din prima, că nu e offside. Asta așa, ca o discuție. Da. Oricum, să știți că există softuri pe internet care fac automat, la noi se face manual asta, ce vedeți aici. Deci aici e ce decide arbitrul de la VAR. Am înțeles că a fost un scandal cu Leo Grozavu. Hai și să cu vedem, că avem declarația Horațiu Feșnic. Avem declarația pregătită a lui Leo Grozavu. Știam că o să mă întreb și de asta, să-l ascultăm. Bună ziua, mulțumit după meciul de astăzi cu acest punct, mai degrabă... Total mulțumit, am avut jocul în mână. Trebuia iarăși gestionat altfel, pentru că am întâlnit o echipă a Craiovei astăzi care chiar m-am așteptat să fie mult mai puternici, dar n-am eu treabă cu Craiova. În schimb, sigur, efortul depus cu Rapidul se pare că ne-a obosit peste măsură sau nu știu, chiar nu știu de ce n-am avut nici luciditate, nici prospețime. Dar vom vedea, vom analiza și vom vedea. E la cald, acum nu știu, vom sta de vorbă. Ce se întâmplă în poartă? Pentru că s-a accidentat și portarul de rezervă, ambii portari. Când revine Silviu Lung? Vom vedea, vom vedea. E în proces de a intrat în antrenamente cu echipa. Vom vedea. Dacă va fi nevoie, va intra în poartă la meciul următor. Vom vedea. Explicați-ne puțin ce s-a întâmplat la pauză. Ați fost eliminat la intrarea pe tunel? Da. L-ați înjurat pe central? Păi am avut în jurul meu 10 martori. Nu sunt eu singur cu un domn arbitru. Păi cum nu? Nu, deci vă spun, că n-am eu vă spun exact, vă relatez exact cum s-au întâmplat lucrurile. Vă rog. Pe la ieșirea de pe teren am solicitat domnului Feșnic să-mi spună ce fault, de ce n-a dat fault la o fază, atâta tot. Fără să jignez, fără să zic bă, fără să zic nimic. Și primul răspuns care mi-a fost dat, m-a spus prima oară să zice bună ziua. În afară de faptul că între mine și domnul Feșnic e o diferență de ani și dacă vrea să-mi dea bună ziua, putea să-mi dea el bună ziua, nu să mă provoace. În al doilea rând, după aia am spus, nu mă lua pe mine așa, că totuși e o diferență de ani. După care mi-a scos direct cartonașul roșu. Deci acest domn Feșnic nu e Dumnezeu pe pământ. Trebuie să înțeleagă, prima oară trebuie să vorbească respectuos, frumos, că eu nu l-am jignit, nu l-am înjurat, nici nu... Eu respect în general oamenii. Cu atât mai mult suntem într-o competiție, respectăm arbitrii, nu mi-am permis niciodată să înjur arbitrii. Dacă am ceva, sigur, în febra jocului, nu pot să spun că nu mai protestez sau mai știu ce. Se întâmplă peste tot. Se întâmplă peste tot. Ori la ceea ce am făcut eu, dacă dumnealui asta consideră, înseamnă că noi nu mai avem ce să căutăm. Deci își bate efectiv joc de mine, ca și om. Am și eu drept la muncă, am și eu dreptul să în febra unui joc, să pun o întrebare sau să spun ceva la pauză. Dacă avea să-mi spună ceva, putea să-mi răspundă frumos, respectos, că după părerea lui a fost făcut și să încheia discuția. Mă ia prima oară că trebuie să-i dau bună ziua. Domnul Feșnic, eu știu să dau și bună ziua, știu ce înseamnă educația, știu ce înseamnă respectul, dar dacă dumneata mă iei pe mine peste picior, care ești cu o grămadă de ani mai mic ca mine, deci frustrarea care o are dumnealui din trecut să nu și o manifeste pe terenul de fotbal sau în afara terenului la cabine, n-are sens, n-are sens. Căci acești arbitri își permit să facă orice. Dar credeți că a fost pur și simplu o problemă a domnului Feșnic sau se încadrează în registru de care ne-a zis Bordeanu acum câteva etape, că simte de fiecare dată anumite decizii? Nu puneți întrebări din astea să mă provocați, pentru că nu, ca și eu de unde să vă spun chestia asta. Știți de ce vă întreb? Ați apucat să vedeți reluarea offside-ului? Am văzut puțin pe telefon, dar mi s-a părut că n-a fost offside. Îmi permite să vă arăt? Vă rog. Acum reluarea pe telefon. Dar pe telefon nu știu dacă pot să văd ceva. Am această, bine ar fi, bine ar fi să așa văd. Așa s-au tras liniile. Așa. Spuneți-mi, parcă nu e offside în mod clar, liniile nu sunt trase. Dar eu nu înțeleg aici unde e offside-ul. Exact. De asta vreau să vă întreb. S-a dat offside la Martac, care n-are nicio treabă cu jocul? Nu, Martac a venit și a recuperat balonul, dar după cum vedeți, liniile sunt trase printre picioarele jucătorului de la Craiova. Nu știu, în orice caz. Deja acest VAR ne-a fentat de o grămadă de ori. Chiar n-am ce să spun. Mai aveți încredere în... Am spus cu ceva timp în urmă, am spus, este un campionat viciat. Viciat de deciziile arbitrilor.
Este un campionat de, viciat. Din cauza lipsei, nu știu, poate de valoare, lipsei de experiență arbitrilor. Asta nu vă pot eu spune, asta nu vă pot eu spune. Sunt care-i alții cauza? În măsură, sunt alții în măsură să vă spun acest lucru. Eu vă pot spune un singur lucru. Campionat viciat. Și din acest motiv își permit să facă orice, nu știu, probabil cineva îi protejează. Da, declarații dure ale lui Leo Grozavu, dar cel puțin la faza asta are dreptate asta cu offside-ul. Restul nu știu ce s-a întâmplat acolo pe vestiar. Mai avem un minut din această emisiune și vreau să vă mai arăt ceva amuzant, inedit în același timp, la meciul dintre Dinamo și Hermannstadt. Șeful stewardzilor este scos de jandarmi de pe stadion. Totul a plecat de la un conflict între el și anumiți suporteri de acolo, din zona aia. Vedeți că sunt deasupra băncii Rapid, deasupra băncii lui Hermannstadt. Șeful stewardzilor, ci că ar fi rapidist, eu acum am acces așa și la niște forumuri ale unor suporteri. Există pe ProSport un filmuleț mai lung. Fanatic susține că domnul din imagine este rapidist și l-a deranjat, domnule, că fanii dinamoviști îl înjurau pe Măldărășan. Și s-au luat la harță, numai că cineva din public de acolo a avut așa puțin, cum să spun, o trecere la jandarmi și au zis: haideți, interveniți, că ați mai văzut așa ceva vreodată? Eu n-am mai văzut. Numai în România poți să vezi așa ceva. Cel care este plătit să asigure ordinea pe stadion este... Da, când ești rapidist, numai gata. Da, frumos, nu? Simpatic, simpatic. Fotbalul nostru, ce să facem? Da. Asta a fost ultima secvență a noastră din această seară. Le mulțumesc invitațiilor mei. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Mâine, bineînțeles, alte partide. Fotbal Show, din nou, și înainte și după fiecare meci. O noapte cât mai frumoasă.